Sunt jumătate scriitor și jumătate antreprenor, sunt jumătate jurnalist și jumătate explorator. Și în momentul în care chestia asta a apărut în mintea mea și m-am hotărât să vă și spun, mi-am asumat riscul ăsta, am avut așa un soi de aha și am zis, foarte interesant, trăiesc într-o intersecție. Mișto, foarte bine, mi-am dorit toată viața mea să fac lucrul ăsta. Și apoi m-am mai gândit un pic și am zis, dar e drăguță intersecția asta, pentru că ai șansa de a vedea tot felul de lucruri care trec prin intersecție. Și am să vă spun cum am ajuns aici, am să vă spun de ce, ce am descoperit stând, ajungând în această intersecție și stând aici, ce am descoperit despre ce credeam înainte și ce am descoperit despre ce este de fapt adevărat. Apropo de felul în care funcționează o lume pe care o consider fascinantă și care este lumea antreprenoriatului. Și aveți răbdare cu mine, pentru că dacă ați avut vreodată vreo idee, vreun proiect sau dorința de a face ceva nou, s-ar putea să fie important felul în care gândesc antreprenorii. Dar am să încep cu începutul și începutul spune așa. 18 ani de zile am lucrat în media, am lucrat pentru companii mari, am construit proiecte de media, am lucrat cu echipe de 200 de oameni la un moment dat și în 2010 povestea asta s-a terminat și s-a terminat prost. S-a terminat cu ideea că eu nu voi mai fi niciodată angajată a nimănui. Vreodată, niciodată, în viața mea, nu. Următoarea întrebare este, bine, și dacă nu vrei să mai fii angajată a nimănui, ce faci? Și ca să găsesc următorul mare drum în viață, pentru că asta credeam că trebuie să fac, să-mi găsesc următoarea certitudine, următorul drum pe care să merg până la final, am spus, bun, nu există nicio altă cale de a afla decât să cercetești ce fac oamenii care au cele mai multe certitudini de pe lumea asta, nu știu de unde mi-a venit ideea, antreprenori. Zis și făcut. Voi cerceta antreprenorii și în felul ăsta am să găsesc următorul mare drum. Siguranță, voi ști exact unde plec, unde mă duc și totul va fi foarte clar. Bine. Și am început să lucrăm, Mona Dâțu și cu mine, prietena mea și partenera mea pentru această carte, la proiectul absolut extraordinar, care se numește Cartea cei care schimbă jocul. Cartea este o carte despre felul în care gândesc, decid și acționează antreprenorii. Florin Talpeș, pe care l-ați auzit un pic mai devreme și pe care îl salut, dacă mai este, este unul dintre oamenii cu care am discutat pentru această carte. Și unul dintre interviurile pe care le-am făcut, unul dintre primele interviuri în noiembrie 2012, este cu Dragoș Pavel. Dragoș este fondatorul Dedeman. Și Dedeman este astăzi o companie de 1 miliard de euro, iar Dragoș este astăzi cel mai mare antreprenor român. Și nu era când am fost noi la el în 2012, dar acum era foarte mare și foarte de succes. Și obsedată fiind eu de ideea că trebuie să găsesc ceva care să-mi răspundă la întrebarea ce ai să faci și cu succes pentru tot restul vieții tale, am spus, dacă cineva știe cum se face lucrul ăsta, Dragoș Pavel e singur om. E sigur omul care știe, pentru că iată, a construit, a plecat de acolo, mic, a făcut obiective, așa, mare, perfect, rețea de 40 de super magazine. Deci el știe. Și bineînțeles că i-am pus întrebarea asta în timpul interviului, s-a întâmplat la vreo 5 ore după ce am început să stăm de vorbă și am zis, ok, Dragoș, spune-mi, te rog frumos, cât de clar ți-a fost în momentul în care te-ai apucat, unde o să ajungă Dedeman? Și Dragoș s-a uitat așa la mine un pic. Presupun că nu asta era, nu s-a așteptat la chestia, s-a uitat și a zis, vorbesc serios? Habar n-am avut. Și am zis, ok. Zice Dragoș, știi cum e, Andreea, pleci de undeva și nu știi niciodată unde ajungi. Și apoi Dragoș, care nu e deloc o fire filozofică, dar deloc, este încă cei mai pragmatici oameni pe care i-am întâlnit în viața mea, s-a uitat așa un pic la Mona și la mine, eram împreună, s-a ridicat de la masa de la care stăteam, la care făceam interviul, la el în birou, în Bacău, etajul 6 al clădirii, geamurile dau către periferia Bacăului și poți să vezi foarte departe. Și Dragoș s-a ridicat de la birou, s-a dus în dreptul geamului, s-a întors cu spatele jumătate către noi, s-a uitat așa în zare pe geam și a zis, când e senin și când cerul e clar, pot vedea de aici până la munți. Dar știi, sunt alte zile și sunt multe zile de genul ăsta când e ceață. Și când e ceață, nu pot să văd nici măcar mașinile din fața curții, din curte, din curtea de jos, din curtea firmei. Ăsta e drumul pe care am mers Dedeman. Bun. În momentul ăla
am spus, ok, ceva nu e în regulă cu cercetarea mea despre următorul drum din viață. Deci, nu, ce e asta, ce am descoperit, nu mi se pare în regulă, nu mi se pare corect, trebuie să continui să fac lucrul ăsta. Și am continuat să fac lucrul ăsta, dar am adăugat încă ceva la el. Și anume am spus, bun, haide să vedem cum arată lucrurile. Cum ne gândim noi, ce credem noi că este necesar ca să ne apucăm de o idee și haide să vedem cum funcționează lucrurile pentru oamenii care asta fac, cu asta se ocupă. Meseria antreprenorilor este să creeze lucruri, este să facă să apară ceva acolo unde nu-i nimic, este să ia o idee și să facă din ea ceva măreț. Cei buni, vorbesc de antreprenorii buni, da? Ca să între noi să știm despre ce categorie vorbim. Și hai să vedem cum fac de fapt oamenii ăștia. Pentru că, evident, nu acolo aveam să-mi găsesc răspunsurile. Și am început să întreb cât de mulți oameni am putut, ce credeți că este nevoie pentru ca o idee, pentru ca să vă apucați de o idee. Și să vă spun ce am găsit. Trebuie să știu că o să-mi iasă, trebuie să știu unde o să mă ducă, trebuie să fie o oportunitate pe care o pot măsura, vedea, să știu că e o oportunitate foarte interesantă și certă, reală. Aș vrea să știu că o să am succes și trebuie să am o idee genială. Cu alte cuvinte, ceea ce vrem este să știm traseul și finalul drumului încă înainte de a ne apuca de el. Și asta e ce vroiam și eu cumva. Și nu e nimic în neregulă cu povestea asta, pe care probabil că e foarte ușor să ne o creăm în cap, cum că o idee are nevoie de certitudini și succesul e o serie de certitudini. Și e ușor să ne facem ideea asta dacă citim toate lucrurile pe care le citim despre antreprenori, pe care le citim în prezent și privind în prezent, în urmă, toate lucrurile au foarte mare sens, e doar o succesiune de pași logici și lucrurile nu sunt niciodată așa. Și ceea ce face acest fel de a vedea lumea, de fapt, este că ne omoară visele. Ne răpește șansa de a ne apuca de ceea ce vrem să facem. Ne răpește șansa de a merge un pic mai departe de întrebarea ce ar fi dacă. Și cred că ăsta e un lucru rău. Cred că suntem datori să încercăm lucrurile pe care dorim să le încercăm. Dar ca să facem asta, cred că trebuie să renunțăm la câteva lucruri. Și am să vă spun ce am descoperit vorbind cu antreprenorii. Am să vorbesc despre patru lucruri. Primul dintre ele este sentimentul că trebuie să știm linia de final înainte de a păși sau de a ne așeza măcar la linia de start. Și Dani Sai, care este fondatorul Salad Box, când am vorbit cu el despre povestea asta cu linia de finish, mi-a zis, hai să-ți spun, Andreea, cum a început totuși Salad Box. Vrei să știi exact? Da. Toată lumea a crezut că e o idee idiotă. Toată lumea a crezut că în România nimeni nu o să mânce salate ca fel principal, pe serios, pe bune. Nu, noi suntem mâncători de carne. Și pentru că eu credeam foarte mult în lucrul ăsta, mi-a spus Dan, mi-am luat un 9 metri pătrați într-un mall datorită unui prieten, am pus acolo o vitrină, am pus acolo două mese. Soția mea și cu mine făceam crutoanele noaptea, noi serveam, noi aduceam salatele, noi le făceam pe toate. Și am vrut să văd dacă va merge. Felul în care încep poveștile nu e cu o certitudine, e cu un experiment. E cu un experiment mic pe care îl putem face mâine. Și pentru că am ajuns la experiment mic pe care îl putem face mâine, bineînțeles, întrebarea este, bun, și cum facem cu ideea genială? Adică de unde găsesc eu, bun, Dani s-a avut-o, dar eu de unde o găsesc? Și haideți să vă spun ce am descoperit despre ideile geniale. Nu există. Nu există idei geniale decât privite înapoi. Ceea ce avem privind înainte se numește cam așa. M-am săturat să fiu angajat. Dragoș, așa a început, Dragoș Pavel. S-a săturat să fie angajat și să nu-i mărească șeful salariu. Dan, sunt curios să văd cum va merge. Dan Isai, Salad Box. Curiozitate. Sunt pasionat, vreau să fac ceva, nu știu ce, dar vreau să fac ceva cu mâncare bună. Marius Tudosiei, Băcănia Veche. Sau m-am plictisit, așa cum s-a plictisit Monica Cadogan de la Vivră, să mai fie un proprietar de firmă de consultanță. Așa încep ideile. Și de unde încep ele nu sunt drumurile drepte pe care ni le imaginăm, sunt întortocheate, au foarte multe ocolișuri, au foarte multe uși închise, arată mai degrabă așa decât așa. Și Dragoș Petrescu, astăzi proprietarul City Grill, este astăzi proprietarul City Grill doar pentru că McDonald's i-a refuzat jobul de vis. A refuzat să-i dea un restaurant să-l administreze după ce muncise ani de zile pentru asta. Și așa a ajuns Dragoș proprietar al celui mai mare lanț de restaurante.
Dar pe drumul ăsta s-a întâmplat așa, a închis două business-uri în care era specializat restaurante și a dat greș memorabil ca șef al unui restaurant de lux în București. Și dacă îl întrebați ce s-a întâmplat, de multe ori nu are explicații. Și întrebarea e ce facem cu riscul, al patrulea lucru, ce facem cu riscul, cum gestionăm toată povestea asta? Și Marius Ștefan, autonom, este un tip absolut senzațional. Compania lui este considerată cel mai bun loc în care să lucrezi în România. Și când a început, s-a opus din răsputeri. Marius nu a vrut să înceapă să facă această afacere. S-a opus, a zis, nu vedeam nicio oportunitate, nu vedeam nimic acolo. Și singurul motiv pentru care m-am apucat n-a fost, nu mi-a păsat cât de mare e oportunitatea. Ceea ce mi-a păsat a fost să văd cât de rău este dacă dau greș. Și așa a început. A început gândindu-se care e cel mai rău lucru care se poate întâmpla. Nu cât de mare e oportunitatea și cum ajung acolo. Și dacă ne gândim la toate lucrurile astea și la felul în care noi vedem, la felul în care noi vedem lumea și la felul în care noi așteptăm ca toate lucrurile să ne fie certe înainte de a începe, gândiți-vă la un lucru. Ideile sunt lucruri fragile. Nu putem scoate o idee la tablă, să-i spunem, ok, acum te rog frumos, stai jos, nu la tablă, stai jos, și răspundem la următoarele întrebări. Cât ești de mare, cum o să arăți peste 5 ani, care-i potențialul, cât de mulți bani o să-mi aduci, cât de multă lume o să te cumpere, nu știi, te pup, la revedere, mai vino când ai să știi toate lucrurile astea. Nu putem face asta cu o idee, că o omorâm. Pur și simplu. Da? Steve Jobs a spus odată un lucru care mie mi-a rămas în minte și spunea, lucrurile au sens, putem conecta punctele numai privind în trecut. Nu putem conecta punctele privind în viitor. Nu știu dacă cine a văzut speech-ul lui de la Stanford, poate că și-aduce aminte. Lucrurile au sens privind în urmă, au perfect sens. Și atunci, invitația mea pentru toată lumea este să aveți răbdare și să dați ideilor voastre șansa de a exista și să aveți încredere că dacă faceți un pas, oricât de mic, oricât de ezitant, într-un necunoscut, care va exista tot timpul, pentru că asta facem, construim tot timpul un necunoscut, nu? Peter Drucker spunea, singurul fel în care poți să prevezi viitorul este să-l creezi. Deci dacă facem un mic pas către a crea acel viitor, a ne duce ideile către a exista, cu încredere, probabil că următorul pas va apărea. Și peste 20 de ani, când veți avea, indiferent ce v-ați dorit să construiți, o să vă uitați în urmă și o să spuneți, uite cât sens are, toate lucrurile se leagă. Dar veți avea cumva și experiența de a spune, n-a fost așa de la început, ele se leagă doar în trecut. Dacă vrei să faci ceva în viitor, ai încredere că succesul nu e făcut din certitudini, ci din incertitudini. Vă mulțumesc frumos!